La grădina zoologică Târgoviște îl găsiți pe Nemo, locatar al noului pavilion acvaristic. Dacă vreți să faceți o vizită la grădina zoologică Târgoviște, nu ratați noul pavilion acvaristic cu peste 130 de specii de pești. Pavilionul a fost amenajat în fostul spațiu administrativ al grădinii zoologice Târgoviște, chiar la intrare. Recent, reprezentanții grădinii zoologice Târgoviște au îmbogățit colecția de înotătoare cu specii de o rară frumusețe. Și observați undele, valurile care sunt indispensabile pentru coral, ele sunt generate în mod artificial. Toate acvariile au sisteme de filtrare separată. Practic, la fiecare acvariu se asigură către un microclimat special. E nevoie de curățare? Și noi există o curățare, e o filtrare automată a apei. Nu e nevoie, practic, avem aici sistemele care asigură filtrarea apei, se face în mod automat. Și eu cred că va deveni o atracție importantă pentru această grădină zoologică și pentru vizitatori. Dacă până acum pichindeii stăteau neclintiți în fața televizoarelor pentru a urmări o aventură subacvatică în care urmăreau călătoria amuzantă a peștișorului Nemo, de astăzi părinții pot duce pe cei mici să-l vadă pe Nemo la grădina zoologică din Târgoviște. Primarul Cristian Stan, viceprimarul Andrei Albu și Florina Pârvescu, directorul grădinii zoologice Târgoviște, au susținut o conferință de presă în cadrul căreia au prezentat noua investiție, pavilionul acvaristic. Anul trecut aici a fost derulată o investiție importantă. Discutăm despre un pavilion acvaristic. Este vorba de aproximativ 130 de specii de pești. Sunt rechini, pirania, sturioni și multe alte specii. De asemenea, în afară de acvariile pentru apă dulce, avem și un acvariu cu apă marină în spate. Toate decorurile sunt decoruri naturale, este vorba de plante acvatice. De asemenea, vreau să menționez faptul că temperatura la aceste acvarii, sunt 32 de acvarii dacă nu mă înșel, este o temperatură controlată. De asemenea, hrana se face la fel controlat. Este un sistem automat prin care sunt asigurate cele mai bune condiții de microclimat, pentru că altfel nu putem avea acest pavilion. Eu invit toți târgoviștenii să vină, să vadă, este ceva deosebit. Nu a existat la grădina zoo din Târgoviște ceva asemănător. Apa este filtrată. Există un generator auxiliar în situația în care se întrerupe curentul electric. Imediat avem un generator care să asigure energia electrică necesară funcționării în continuare a tuturor echipamentelor pe care le vedeți aici. Practic, la fiecare acvariu avem o adevărată uzină. Se poate vedea foarte ușor. Cu acest pavilion, practic, numărul de specii de la nivelul grădinii zoologice din Târgoviște ajunge la aproximativ 200, iar ca număr de exemplare, peste 2000 de exemplare. Este o grădină zoologică, din acest punct de vedere, foarte bine pusă la punct. Dacă mai adăugăm și la acest lucru faptul că această grădină zoologică este cea mai veche din țară, ca și origini, ne întoarcem undeva în jurul anului 1580 pentru a ajunge la începuturile grădinii zoologice din municipiul Târgoviște. Eu cred că toate acestea concură la concluzia că este un spațiu deosebit de atractiv, iar târgoviștenii trebuie să vină și să vadă, nu numai târgoviștenii, dâmbovițenii, turiștii care vin în Târgoviște, au un loc foarte agreabil de petrecerea timpului liber. Directorul grădinii zoo Târgoviște a spus că acest pavilion acvaristic aduce un plus de valoare și imagine instituției pe care o conduce. Permiteți-mi să mulțumesc public și domnului primar că a acordat încredere realizării acestui proiect, care a fost demarat în urmă cu 5 sau 6 luni.
proiect care a avut, zic eu așa, un termen scurt de realizare, dar fiind faptul că acest pavilion a fost construit dinainte, a fost numai realizat microclimatul și reabilitată instalația electrică și adaptată pentru aceste acvarii. Am dat un plus de imagine grădinii zoologice și un plus de valoare prin adăugarea acestor 100 până în 200 de specii de pești aduse la grădina zoologică. Grădina zoologică din Târgoviște este cea mai veche grădină și una dintre cele mai mari din țară.